Bună, dragi copii! Azi am să vă citesc o poveste despre scăunelul șchiop și prietenul său, ursulețul. A fost odată un scăunel care avea trei picioare. Se vână acum cățelul șchiop. Câți copii au stat pe el și au colorat povești, doar mama lui, masa, știa. Din păcate, deși știa, nu putea să spună nimănui pe copilul care a rupt într-o zi piciorul scăunelului ei drag. Nu putea, fiindcă nu avea cură. Dacă la masă nu e frumos să vorbești, de ce să-i facă cineva cură? Așa că ea stătea toată ziua în mijlocul sufrageriei și își privea copilașul, adică pe scăunelul de lemn, care ținea în brațe unul sureț fără ochi. Ursulețule, te-ai trezit? Îl întrebă scaunelul Noaptea când copii casei nu mai auzeau nimic din cauza că visau. Nici nu am dormit, dacă vrei să știi, răspunse ursulețul. Vrei să povestim ceva? Nu știu, scaunelule. Astăzi sunt tare obosit. Mai bine îmi zici tu o istorioară dar eu nu știu decât ce mi-ai povestit tu. Spune ce știi și ce simți și o să fie bine, numai să nu inventezi. Nu înțeleg, zise scăunelul. Toate poveștile tale pe care nu prea le credeam erau adevărate. Da, le-am trăit în brațele copilor care m-au iubit atât de mult încât m-au luat cu ei peste tot. Dar unul ți-a scos ochii din greșeală. Și cum de nu ți-a pus la loc din greșeală? Întrebă scăunelul nedumerit, după care, dacă văzu că ursulețul tace supărat, scăunelul începu o poveste, trăită de el, când avea patru picioare și credea că are cinci. Această poveste era așa de caragioasă încât prietenului său de pluș îi se făcu blănița moale, moale și începu să râdă. Dragi copii, dacă vedeți în preajma voastră un coleg sau un prieten trist, încercați să nu lăsați să rămână în această stare. Faceți tot posibilul să-l îmbeseliți sau să-l ajutați. Poate se simte singur, poate nu i-a reușit ceva și din această cauză este trist. Știți, prietenul la nevoie se cunoaște, iar faptele bune se întorc întotdeauna înzecit înapoi la voi.